În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul Iisus! Mulțumim Domnului din toată inima noastră și din toată puterea sufletului nostru că și în ziua aceasta ne-a ajutat să fim vieți de dimineață în locașul lui cel Sfânt, iar după amiază în lucrarea oastei Domnului Iisus, ca să putem împlini cuvântul care ne zice Sfânta noastră Biserică, toată ziua și toată viața noastră lui Hristos, Iisus să-i o dăruim. Iată că Bunul Dumnezeu ne-a ajutat să ajungem și la această sărbătoare măreață a intrării Domnului Iisus în Ierusalim. Singura zi din viața Mântuitorului Iisus, petrecut aici, pe pământul acesta, când Domnul a fost primit în Ierusalim cu aceste cântări și stâlpări de Osana, este binecuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, de copiii aceia care strigau după Domnul Iisus. Dar stăteam și mă gândeam, vedeți că Domnul Iisus a intrat în Ierusalimul acesta pământesc cu aceste cântări de slavă și de laudă care i-au fost aduse numai o clipă, iar după aceea, în săptămâna care urmează aceasta pe care o vom petrece împreună cu toții, din aceeași gură și din aceea strigăte pe care le rostea gura către Domnul Dumnezeul nostru să iasă acele cuvinte atât de grele, aduse la Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Răstigniți-L, răstigniți-L! Iubiții noștri frați și surori, și Domnul Iisus a venit să intre și în Ierusalimul sufletului nostru și să-L primim și noi cu aceste flori și stâlpări de curăție a vieții noastre și să-L putem întâmpina și noi pe Domnul Iisus. Pentru aceasta a venit Domnul Iisus pe pământul acesta, ca să-L putem primi și noi în inimile noastre și să ne putem bucura împreună cu El. Este o zi măreață, este o zi care îmi trezește în sufletul meu bucuria pentru că sunt în locul acesta, iubiții noștri frați și surori. Ziua aceasta măreață a fost și o zi a începutului mântuirii sufletului meu. Ziua florilor. Ziua aceasta măreață, când pentru prima dată am pășit în lucrarea oastei Domnului Iisus, am auzit aceste cuvinte mărețe din locul acesta. Așa vesteau frații noștri bătrâni în timpul acela despre jertfa și despre dragostea lui Dumnezeu pe care i-a întors la Dumnezeu. Mi-aduc aminte, era fratele la Ilie și povestea el și spunea în vorbirile lui despre cum Dumnezeu s-a îndurat de el și l-a chemat din stricăciunea lumii acestia, zice că treceau astea Domnului, mergând în convoiul acesta și a ieșit și el la șosea. Și cântările lucrării oastei Domnului Iisus i-a pătruns inima și sufletul lui și s-a hotărât pentru Domnul. Și era un vestitor așa de minunat și îl vestea pe Domnul cu așa dragoste și cu așa putere de cutremura inimile și sufletele noastre ale tuturora atunci când îl auzeam din locul acesta vorbind așa de minunat despre jertfa crucii lui Iisus.
care ne-a pătruns și inima noastră și ființa noastră și sufletul nostru într-o zi măreață ca aceasta. Și am zis și noi un da hotărât pentru Domnul. Doamne, vrem și noi să slujim Ție. Cuvântul Lui pătrumbea adânc în inimile noastre și ne-am hotărât pentru Domnul și am pornit pe calea Lui. Și nu putem uita această bucurie, această dragoste, această bunătate și îndurare a Lui Dumnezeu, care a fost și în viața noastră și care ne-a legat inima de El, iubiții noștri frați. A fost o zi ca aceasta, măreață a florilor, a intrării Domnului Iisus în cetatea aceasta minunată a Ierusalimului. Sigur că cu o săptămână înainte ne aducem aminte că Domnul mergea tot spre Ierusalim și era împreună cu ucenicii și dorea ca să le spună ucenicilor și să le aducă aminte și să le spună despre tot ceea ce va trebui Domnul să sufere în Ierusalimul acesta. Și zicea Domnul ucenicilor săi că vom merge la Ierusalim și acolo, la Ierusalim, voi fi dat în mâinile lor și mă vor duce la moarte, dar a treia zi voi învia. Spunea despre pătimirea Domnului Iisus, spunea ucenicilor săi. Și toate acestea s-au întâmplat așa după cum Domnul le vestea cuvântul lor și căuta să le aducă aminte mereu și să le spună despre ceea ce trebuia să pătimească El pentru starea noastră, ca să ne ispășească păcatele noastre sus pe Golgota. Dar, iubiții noștri, frați și surori, așa cum și noi în firea aceasta, nu putem cuprinde toate cuvintele Lui Dumnezeu, așa și ei atunci, iubiții noștri. Ei credeau un împărat pe pământul acesta, dar El a venit din cer ca împărat, nu pe pământul acesta, ci împărăția Lui era împărăția cea veșnică care trebuia să ne dorească nouă, iubiții noștri, frați și surori. Și s-a iscat și în inima lor, cum de multe ori se iscă și în inimile noastre, acest duh despre care se spunea în locul acesta și se mai spune de atâtea ori, duhul acesta de semeție, duhul acesta de mândrie. Și tocmai dintre apostolii Domnului s-a găsit doi dintre ei să facă această cerere către Domnul Iisus și să-i zică: Doamne, vrem și noi, când vei fi Tu în slava Ta, să stăm unul la stânga Ta și altul la dreapta Ta. Domnul a privit către ei așa cum privește către fiecare, blând, cu seninătate, cu dragoste. Și zice Domnul Iisus: voi nu știți ce cereți. Dar totuși Domnul le pune o întrebare și le zice așa: puteți voi să beți paharul pe care îl voi bea eu? Și puteți voi să vă botezați cu botezul pe care mă botez eu? Și ucenicii au zis: da, Doamne, putem. Și într-adevăr a putut, pentru că Domnul i-a întărit și le-a dat putere ca să poată să treacă și ei prin starea aceasta minunată, ca să poată să fie dincolo cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus. Dar Domnul le zice: vedeți voi, ceea ce ați cerut voi nu este cu putința a vă da eu. Aceste lucruri au fost pregătite de Dumnezeu pentru cei pe care Dumnezeu i-a rânduit pentru lucrarea și pentru felul acesta și pentru starea aceasta. Iubiții noștri, frați și surori, și toată starea aceasta, desigur că a trezit în ceilalți starea aceasta
de tulburare, așa cum de obicei se întâmplă, iubiții noștri, și printre noi. Această stare de tulburare, și desigur că s-au mâniat ucenicii și Domnul, în dragostea și bunătatea Lui, i-a adunat din nou și iar a început să învețe și iar a început să le spună, vezi, că lucrurile lumii acestea sunt așa cum sunt ele rânduite, că unii stăpâniesc peste alții și le poruncesc. Dar între voi, iubiții mei, nu trebuie să fie așa. Cine vrea să fie mai mare, să fie slujitor. La aceasta Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare în lucrarea aceasta oastei Domnului Iisus, să ne putem sluji unii altora. Că nici Fiul omului, zice cuvântul lui Dumnezeu, n-a venit să îi se slujească, ci El ne-a slujit nouă, iubiții noștri, frați și surori. Și la această stare am fost chemați și noi, prin lucrarea oastei Domnului, în care Dumnezeu s-a îndurat de fiecare dintre noi, să ne putem împreună cu toții ajuta la mântuirea sufletului nostru. Lucrarea oastei Domnului este aflarea și vestirea lui Iisus cel răstignit, este ceata de copilași la picioarele Domnului Iisus, care se întrecea în dragoste și în fapte bune. Aceasta a fost lucrarea oastei Domnului și aceasta trebuie să rămână până la sfârșitul veacurilor, când Domnul va veni să o ia și Domnul o va duce, iubiții noștri, frați și surori. Dar parcă privind așa în jurul nostru și în vremea noastră și în timpurile noastre, parcă lucrurile s-au schimbat mult. Dacă în timpul acela, Părintele Iosif zice, mă uit peste fronturile oastei Domnului Iisus și nu-L mai văd îndeajuns, iubiții noștri frați, dar astăzi, iubiții noștri frați, se spune multe lucruri din locul acesta, multe adevăruri pe care le aud urechile noastre din locul acesta, dar multe din ele, iubiții noștri frați, ne lasă de dorit în sufletul nostru. Dumnezeu, așa cum spune că ne-a chemat la curăție, ne-a chemat la El, Mântuitorul nostru, ca să ne facă suflete vii pentru El și în împărăția veșniciei Lui. Lucrarea oastei Domnului și tot ce vedem noi pe păreții, lucrării oastei Domnului sunt suflete care și-au precupețit viața, ci și-au pus-o total în slujba Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, până la jertfă, până la ascultarea totală de Domnul și de Mântuitorul nostru, Iisus. Părintele Iosif spune într-un loc acolo așa și zice așa, când am văzut că oamenii privesc la mine, zice, a început ca carul meu să nu mai fie al meu, să fie a celor din prejurul meu. Iată că oamenii privesc la noi, privesc la viața noastră, privesc la felul nostru, la mersul nostru, la tot ceea ce facem noi. Și prea puțin sunt cei care privesc la Domnul, iubiții noștri frați. Și de aceea Domnul ne îndeamnă prin cuvântul Său și zice așa, priviți la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Așa a fost Domnul Iisus, blând și smerit cu inima. Și ne cheamă la El, să putem privi la El, să învățăm de la El și să putem să ne însușim de la El toate aceste daruri pe care Dumnezeu, dacă le cerem, ni le dă sufletului nostru. Zice fratele Traian acolo într-o poezie minunată și frumoasă, dacă văd că altul are o credință mai cu foc, și eu îmi doresc acest frumos mijloc. Iată ce minunat a dorit frații noștri, iubiții noștri, frați și surori, această stare de neprihănire și această stare de trăire sfântă și frumoasă înaintea lui Dumnezeu. Desigur că am avut modele sfinte, modele care
Ne putem lăuda din locul acesta cu ele, pentru că este un adevăr. Dar dacă privim la noi și la viața noastră și la felul nostru, de multe ori plecăm capul în jos și zicem, Doamne, ajută-ne și pe noi. Și întărește-ne și pe noi ca în veacul acesta, în timpul acesta, în starea aceasta când așa de mult s-a degradat, iubiții noștri frați, și am ajuns în felul acesta în care suntem. De aceea să rugăm pe Domnul să ne întărească, să ne dăruiască putere de credință, ca să putem privi la El și la cei care au sfârșit biruitor viața împreună cu Domnul Iisus. Așa cum zice cuvântul lui Dumnezeu în epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel, zice, priviți la mai marii voștri și la sfârșitul lor de vețuire și le urmați credința, credința aceasta statornică, pilda aceasta frumoasă pe care au lăsat-o în urma lor, ca și noi privind la ei, să putem să mergem pe urmele lor și să putem da dovada aceasta frumoasă pe care au dat-o și ei, iubiții noștri frați, de aceea căci mulți privesc la cei ce sunt în locul acesta și vor, iubiții noștri frați, să vadă și ei pilda aceasta frumoasă, curată, prin viața noastră, prin mersul nostru, prin cuvântul nostru, prin ascultarea noastră, prin trăirea noastră. De aceea să rugăm pe Domnul să ne ajute, iubiții noștri, și să ne dea puterea aceasta ca să putem să dăm dovadă de ostași ai Domnului Iisus. Și am vrea să citim doar câteva cuvinte din Părintele Iosif. Cu care vom încheia. Și zice Părintele Iosif aici, în cartea aceasta, aceste oastea Domnului, Domnul vrea ca tot omul să fie un biruitor asupra ispitelor satanei. Domnul Iisus vrea să-L urmăm pe calea biruinței Lui. El are lipsă de biruitori, de oameni care să calce pe urmele Lui. Și nu numai că vrea acest lucru, ci Domnul ne îmbie și cu ajutorul să putem fi și noi biruitori. Iisus Mântuitorul pentru aceasta a venit în lume, ca să ne câștige darul acesta de biruință și l-a câștigat Domnul. Iubiții noștri, și mi-l dă fiecăruia dintre noi, când noi îl cerem și îl dorim. El a diluit pe satana și ne-a cucerit izbăvirea de sub puterea satanii. El ne pune la îndemn tot câștigul lui și toată diluința lui cea strălucitoare. Iată, v-am dat vouă, zice Iisus, apostolilor, putere să călcați peste șerpi, peste scorpii, peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va vătăma. Însă câștigul biruinței Lui pentru noi numai atunci are preț, dacă îl primim și îl folosim ca pe al nostru. Fără primirea acestui câștig, nu putem câștiga biruință. Noi trăim pururea într-un câmp de luptă, într-un război cu ispititorul și cu gloata Lui. În acest război, noi singuri suntem mai slabi ca vrăjmașul. El ne biruie cu vicleșugul cel are. Însă biruim gloatele dușmanii și le punem pe fugă când în fruntea noastră stă Iisus Biruitorul, când în lupta sub steagul Domnului Iisus, noi biruim prin biruința Lui. Ne facem biruitori prin biruința Lui. Evanghelia ne spune că în noaptea cea din urmă, noaptea cea neagră a vieții Mântuitorului, apostolii stăteau abătuți și îngândurați. Iisus, Domnul, i-a îmbărbătat atunci cu cuvintele, îndrăzniți căci eu am biruit lumea. O, ce cântec dulce este aceasta! Un cântec ceresc este acesta! El are trebuit să răsune din om în om, din sat în sat, din țară în țară. El a trebuit să răsune în toată lumea. El a trebuit să fie cântarea de bucurie și de biruința creștinilor. Prin cuvintele de mai sus, Mântuitorul ne-a dat o chezășie de biruință,
cei ce luptă pentru mântuirea sufletului și pentru împărăția lui Dumnezeu. Nu suntem singuri. În fruntea noastră stă Iisus Biritorul și dacă El este cu noi, trebuie să și învingem. Și dacă Duhul Lui este cu noi, trebuie să învingem. Și dacă dragostea Lui este cu noi, trebuie să învingem. Iată câte cuvinte ne le așează Părintele Iosif cu privire la îndemnul acesta de încredere în puterea lui Dumnezeu și în dragostea Lui cu care ne-a iubit și care noi nu suntem singuri în lupta aceasta, ci El este cu noi. El este înaintea noastră, așa cum un frate deseori din locul acesta spunea cuvintele acestea, că înainte de a se întoarce, înaintea Lui era vrăjmașul și după aceea eram noi. Dar acum când Domnul s-a îndurat de noi, înainte este Domnul Iisus, iubiții noștri, iar după aceea suntem noi, dar nu suntem scutiți. Din urma noastră vine vrăjmașul care dorește să ne întoarcă de pe calea Domnului înapoi. Să mergem cu inimă largă la luptă, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur. Încheiem acest război sfânt cu minunata chemare de mai jos pe care am aflat-o, zice Părintele Iosif, în scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur. Să mergem cu inimă largă la luptă, privind pe Iisus cel răstignit, care de pe cruce ne întinde ajutorul său, biruința și coroana. În trecut am căzut, pentru că n-am privit îndeajuns la rănile răscumpărătorului nostru. Dar dacă în viitor vom avea înaintea ochilor toate câte a suferit Iisus din iubire pentru noi, e sigur că nu vom fi învinși de vrăjmașul diavolului. Nu înțeleg anumite temeri, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu înțeleg aceste temeri. Când putem zice aceste temeri de diavolul, când putem zice Iisus, Iisus și prin aceasta să facă să tremure diavolul. Împărăția lui Dumnezeu nu se dă unor peri de vară, ci acelora care luptă pentru ea și muncesc în slujba lui Dumnezeu. Toți ar voi să se mântuiască, însă așa mai pe ușor. E lucru de mirat că diavolul se ostenește atât și nu doarme ca să ne poată da pierzării, iar tu ești nepăsător când este vorba de fericirea sau osândirea ta cea veșnică. Dușmanul chiveghează, iar tu dormi. Să mergem cu inimă largă la luptă. Iată, iubiții noștri frați și surori, îndemnul Sfântului Ioan Gură de Aur, din timpul primei biserici creștine, iată, de acolo Părintele Iosif a legat firul acesta cu lucrarea oastei Domnului Iisus de la prima biserică creștină, iubiții noștri frați. De aceea, oastea Domnului, zice Părintele Iosif, nu este o noutate, ea este ceea ce a fost la început. Prima noastră biserică biruitoare, aceea din Sfinții Apostoli, din Faptele Apostolilor, care erau nedespărțiți de la templu, care fungeau pâinea și care erau o inimă, un cuget și o simțire. Mai zice aici, acum să aducem suflete la mântuire. Să aducem, dragi ostași, suflete pierdute la mântuire, să pescuim neîncetat suflete din adâncul fără de legilor, să atragem mereu și pe alții în fronturi de mântuirii sufletești. În multe chipuri și feluri vom putea face acest lucru. Aici Părintele Iosif ne dă mai multe, dar m-am oprit la o primă pildă pe care Părintele Iosif ne-o dă. Și zice aici, prin pilda vieții noastre. Viața noastră, pentru că oamenii mai mult privesc la lucrul acesta. Viața noastră și faptele noastre sunt cea mai bună predică și cea mai puternică ajutor pentru aducerea sufletelor la mântuire. Nu atâta știință mare se cere pentru acest lucru. Apostolii au fost niște pescari de rând, ci mai ales pilda de viață trăită în slujba Domnului. Chiar dacă n-ai amintit nicio vorbă despre Hristos,
Chiar dacă n-ai avea dar să spui ceva frumos despre mântuirea sufletului, totuși predici neîncetat. Viața ta, purtările tale, smerenia ta, evlavia ta, răbdarea, vorbile și mai ales faptele tale sunt o minunată predică. Când trăiești cu adevărat o viață după Evanghelie, atunci în mijlocul oamenilor viața ta se face sare, ce sărează și împiedică stricăciunea vieții, se face aluat, ce dospește și pe alții pentru o viață cu Domnul. Așa să lumineze, zice cuvântul Domnului, lumina noastră cea sufletească, iubiților ostași de noastră Domnului, ca văzând oamenii faptele noastre cele bune, să intre și ei în noastră Domnului Iisus. Așa să ne ajute Dumnezeu nostru, slăvit să fie Domnul Iisus.